Acesta pe care îl avem în această după masă să fim la această întâlnire de sărbătoare, la o întâlnire în care vom avea aici oficierea unui botez nou testamentar, așa cum l-am înțeles din Cuvântul Sfânt, și anume botez prin care cei care sunt îmbrăcați în haine albe, în urma cercetării Duhului Sfânt pe care Domnul a făcut-o în viața lor, în urma faptului că au înțeles că au nevoie de Dumnezeu, în urma mărturisirii păcatelor și a deciziei de a sluji pe Domnul, iată-i astăzi hotărât să încheie legământ în apă, în apa botezului, hotărât să încheie legământ cu Domnul, și lucrul acesta este o bucurie și ne rugăm din toată inima ca Domnul să-i binecuvinteze. Așa cum de fiecare dată am încercat în discuțiile pe care le-am avut cu ei, lucrul pe care îl dorim atunci când cineva încheie legământ cu Domnul în apa botezului, este ca el, acea persoană, să experimenteze ceea ce noi numim părtășia cu Domnul, naștere din nou. Să înțeleagă chemarea pe care Dumnezeu o are pentru această persoană, pentru acea persoană, și apoi în cunoștință de cauză, având toate lucrurile clare în minte, știind la ce se înhamă, la lucrarea în care va intra, să poată să spună cu toată inima: vreau să merg pe drumul acesta, m-am hotărât să merg pe drumul acesta. Și mă bucur că în această după-masă avem aceste 8 persoane minunate care au înțeles chemarea lui Dumnezeu, au înțeles ce înseamnă să mergi pe drumul acesta, și iată-i aici oameni îmbrăcați în haine albe, gata să încheie legământ cu Domnul. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să reverse har peste ei și Domnul să-i însoțească cu har. De aceea aș vrea așa foarte pe scurt fiecare dintre ei să îi invit să se ridice în picioare. Prima pe care o invit să se ridice în picioare este Georgiana Țolea. Iată, Georgiana a ales să încheie legământ cu Domnul și ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze. Alături de ea este mama ei, sunt surorile ei, este biserica din Denta, pentru că ea aparține bisericii din Denta. Iar astăzi aici va încheia legământ cu Domnul și ne rugăm din toată inima ca Domnul să o binecuvinteze pe ea, să binecuvinteze familia ei, biserica și toți cei care au venit să fie aici martori la acest eveniment. Domnul să te binecuvinteze, George. Apoi lângă George este Edith Melinda Svirțânbec. Domnul să te binecuvinteze, Edith. Tu ești aici alături de părinții tăi, alături de frații tăi, alături de bunicul tău, alături de cei care sunt din familia ta, și ne rugăm ca Domnul să te binecuvânteze pe tine, cât și pe ei. Tu ești aici din biserica din Denta și iată că a venit momentul acesta. Știu că tu ți-ai dorit de multă vreme, dar iată că toate sunt la vremea lor. Edith, iată că astăzi ești îmbrăcată în alb și vei încheia legământ cu Domnul. Îmi doresc ca acest legământ să te ajute Domnul să-l ții toată viața. Domnul să te ajute. Domnul să binecuvânteze și pe cei care au venit să o vadă pe Edith, poate oameni de mai aproape, mai de departe. Vreau să vedeți lucrul acesta cu toții, minunea pe care Dumnezeu a făcut-o și în viața ei. Apoi urmează sora Gabriela Percu. Ne bucurăm și de sora Gabriela, că este îmbrăcată în haine albe. Vine de ceva vreme la biserica noastră, dar venirea ei la biserică s-a transformat, iată, în schimbări, pas cu pas, întâlnire cu întâlnire, iar astăzi sora Gabriela este îmbrăcată în haine albe. Sigur că biserica aceasta este alături de tine. Nu știu dacă au reușit să vină fetele. Sunt și ele aici. Domnul să le binecuvânteze. Una dintre ele este aici, cealaltă n-a putut să ajungă. Domnul să le binecuvânteze pe ambele și Domnul să binecuvânteze toți cei care sunt alături de tine să te vadă. Poate sunt cunoscuți, vecini, prieteni și alții. Încă o dată spun, mă bucur de această decizie și fie ca Domnul să te ajute și pe tine să mergi până la capăt împreună cu Iisus. E cel mai bun lucru pe care îl putem face. Apoi lângă sora Gabriela este sora Diana Cristescu. Sora Diana, o soră pe care o apreciez și admirația mea față de Dumnezeu a fost de mulți ani. De la momentul în care ea împreună cu sora ei o vizitam cu mai mulți frați din biserica noastră și Simona a încheiat legământ cu Domnul în apă botezului, sora surorii Diana. Dar Dumnezeu a îngăduit să o ia la cele veșnice și m-a bucurat atât de mult că Diana a rămas o femeie căutătoare de Dumnezeu. A continuat să-L caute pe Dumnezeu. A vizitat biserica noastră și iată că Dumnezeu a legat inima ei tot mai mult de părtășia bisericii. Iar apoi, sigur că s-a născut această idee. De ce să nu închei și eu legământ cu Domnul? Și iată-o pe sora Diana astăzi îmbrăcată în alb. Mă bucur atât de mult. Domnul să te binecuvânteze, sora Diana. Domnul să binecuvânteze pe cei care au venit alături de ea să o vadă, să fie alături de ea în aceste momente. Poate că unii dintre dumneavoastră ați venit pentru prima oară aici, veți vedea un lucru minunat. Și cred că Dumnezeu a ales această zi specială pentru dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze. Apoi, alături de sora Diana, avem pe sora Silvia Popa. Sora Silvia din Balnoc, iată că și în dreptul dumneavoastră Dumnezeu a făcut chemarea minunată. Chemarea la mântuire.
Alături de dumneavoastră este fiica dumneavoastră, ginerele, nepoții și așa mai departe din familia dumneavoastră. E un moment special pentru dumneavoastră și cred că acest moment special a fost gândit de Dumnezeu. De multă vreme pentru dumneavoastră. Nu vă lăsați să faceți pasul trecerii în cele veșnice până nu vă împăcați cu Dumnezeu. Și așa cum a spus dumneavoastră, vreți să petreceți veșnicia împreună cu Dumnezeu. Această zi este specială pentru că veți face legământ cu Domnul și Domnul este credincios legământului său. De aceea și dumneavoastră mă rog din toată inima ca Domnul să vă ajute să rămâneți în acest legământ până la final și apoi la final să-L întâlniți pe Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Apoi urmează o familie. Vă invit să vă ridicați amândoi pe picioare. Sora Marcela și fratele Petru sunt din localitatea Partoș. Iată că sunt astăzi aici și soț și soție, dar și oameni care vor încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Pentru mine este o bucurie. Știu că au fost frați din biserica noastră care au vizitat localitatea aceasta, au vizitat pentru dumneavoastră și iată că poate și pentru dumnealor este o surpriză să vă vadă îmbrăcați în haine albe. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că ceea ce Dumnezeu alege, Dumnezeu continuă să lucreze. Pentru că voi ați fost aleși de Dumnezeu să fiți mântuiți. Ați trecut prin vremuri grele, prin momente dificile, dar iată-vă astăzi într-un moment al bucuriei. Este un moment special pentru voi și mă bucur că nu s-a întâmplat ca acest botez, acest legământ să-l faceți separat, ci împreună sunteți aici. Iată, familia voastră este prețuită înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Voi vin să vă reașezați. Apoi, fratele Sorin Dimulescu, mă bucur, frate Sorin, că Dumnezeu te-a binecuvântat să fii și tu aici. Soția ta este acolo în spatele tău împreună cu fiica voastră. Soția ta încheia legământ cu Domnul anul trecut. Dar iată că a venit momentul mult așteptat, cred că și pentru tine, cât și pentru familia voastră. Și tu, frate Sorin, să încheie legământ în apa botezului astăzi. E o bucurie cu adevărat și cred că acest moment a fost ales de Dumnezeu. Îmi spuneai în discuțiile dintre noi că Dumnezeu te-a chemat de multe ori. Dar crezi că dacă îl mai refuzi și astăzi, poate nu va mai fi niciodată chemarea lui Dumnezeu. Dar știi cum e? Când Dumnezeu cheamă, e bine să răspundem. Și mă bucur atât de mult că ai răspuns aceste chemări și iată-te astăzi îmbrăcat în hainele albe, pregătit să încheie legământ cu Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și familia voastră, iată, este într-un moment al bucuriei. Domnul să binecuvânteze familia voastră și împreună să slujiți pe Domnul nostru. Domnul să vă binecuvânteze. Te invit să te reașezi. Dragii mei, așa cum spuneam, suntem așa de bucuroși de cei 8 care în această după masă au hotărât să încheie legământ cu Domnul și îi spune câteodată bunul Dumnezeu să-i binecuvânteze. Sunt bucuros și de faptul că împreună cu mine la amvonul bisericii este un prieten apropiat. Sigur că relația noastră s-a închegat de ceva vreme și mă bucur de faptul că fratele păstor Nicu Crețu de la Gotrob este împreună cu mine în această după masă aici, este împreună cu noi. Mă rog din toată inima ca Domnul să te binecuvânteze, frate Nicu. Și la momentul potrivit, la momentul în care vom urma să ascultăm mesajul lui Dumnezeu transmis prin fratele Nicu, ne rugăm din toată inima ca Domnul să-l folosească cu putere. Iar inimile noastre să fie zidite prin cuvântul acesta. Sigur că împreună cu fratele Nicu voi oficia și lucrarea de botez și ne rugăm și peste acel moment Domnul să reverse har. Dragii mei, spuneam că suntem aici în casa lui Dumnezeu. Suntem la acest ceas de bucurie și îmi doresc din toată inima ca acest ceas al bucuriei să fie pentru fiecare dintre noi o chemare. O chemare la a lăuda pe Domnul, o chemare la a sluji pe Domnul și o chemare la a înțelege, dragii mei, că Domnul nostru oferă mântuire și astăzi. Poate unii dintre dumneavoastră ați venit pentru prima oară în această după masă într-o biserică pentecostală. Poate unii dintre dumneavoastră v-ați întrebat oare cum se întâmplă sau oare ce se întâmplă acolo. Aș vrea aici să priviți în primul rând spre lucrările minunate pe care le face Dumnezeu. Ei, am avut ocazia să cunosc aceste persoane, aceste 8 persoane, unele de mai multă vreme, altele de mai puțină vreme. Dar uitându-mă spre fiecare din aceste persoane, nu pot să văd decât minunea lui Dumnezeu pe care a făcut-o în viața lor. Oamenii care Dumnezeu a făcut schimbări extraordinare. Oameni care altădată îl urau pe Dumnezeu și spuneau, n-am nevoie de Dumnezeu. Iată-i astăzi aici proclamând că depinde de Dumnezeu 100%. De aceea aș vrea să vedeți aici că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu mântuiește și că Dumnezeu încă este gata să mai mântuiască. Încă oferă har, încă oferă mântuire. Aș vrea în această seară Dumnezeu să-ți vorbească, Dumnezeu să ne vorbească fiecare dintre noi prin tot ceea ce vom avea în mijlocul nostru. Doamne, lucrează, amin. Așa că, în cele ce urmează,